Un bărbat de 31 de ani din Ungheni a murit după ce a fost accidentat de un automobil în timp ce se deplasa pe marginea drumului. Tragedia a avut loc în seara zilei de 23 ianuarie la ieșirea din satul Zagarancea, raionul Ungheni. Pe traseul R1, Ungheni-Sculeni, cetățeanul în vârstă de 43 de ani, conducând automobilul de model Toyota Land Cruiser, a tamponat pietonul locuitor al satului Zagarancea, care în urma traumelor primite a decedat la fața locului. În urma testării alcoloscopice s-a constatat că șoferul nu se afla în stare de ebrietate. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 7 ani de pușcărie, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 4 ani.